Mulțumesc. Și din nou, bună dimineața! Stimați alegători, stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass media, privitori, ascultători, iată că s-a finalizat prima parte a aproape maratonului de 31 de ore, în care a durat, în răstimpul căruia a durat procedura de votare. Deci prima secție de votare și-a deschis ușile la orele 00 în Tokyo și ultimele secții de votare și-au încheiat activitatea acum 2 ore în Sacramento și Seattle din Statele Unite ale Americii. Cifrele sistematizate de către SIAS alegeri sunt la îndemâna fiecărui doritor de a le cunoaște și puteți să faceți cunoștință cu ele pe monitoarele instalate în sala de ședință a Comisiei Electorale Centrale. Și aici se cere de menționat că atât dispozitivele, servere, computere, scanere, dar și softurile aplicate, rețelele de transmisiuni, au rezistat în pofida unor atacuri cibernetice din exteriorul sistemului, despre care ieri v-am vorbit. Dar, în primul și în primul rând, trebuie să menționăm că au rezistat cei circa 20.000 de funcționari electorali care au asigurat procesul de vot în 2.143 de secții de votare pentru toți cetățenii noștri din țară, din teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, dar și din afara țării. Acești funcționari au asigurat condiții ca peste 1.631.000 de votanți din țară și de peste hotare să poată să-și manifeste dreptul constituțional de a alege. Astfel, dorim în numele Comisiei Electorale Centrale să transmitem mesajul nostru de gratitudine alegătorilor moldoveni, care alegătorilor din Republica Moldova, care s-au mobilizat într-un număr atât de mare pentru a-și exercita dreptul constituțional, trebuie să menționăm și să aducem mesaje de mulțumire autorităților țărilor străine care au permis realizarea scrutinilor pe teritoriul acestora în pofida circumstanțelor asociate cu pandemia COVID-19, dar și funcționarilor electorali menționați supra. Vă aduc la cunoștință profilul alegătorilor, cu toate că dumneavoastră, în investigațiile dumneavoastră jurnalistice, puteți să aduceți mai multe detalii, accesând pagina web a Comisiei Electorale Centrale, unde veți găsi mai multe informații la acest capitol, dar informații generale pentru alegători, pentru cetățenii noștri. 8,4% dintre toți alegătorii au vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. 25% persoane care au vârsta între 26 și 40 de ani. Aproape 25% vârsta între 41 și 55 de ani. 32% se regăsesc persoanele care au vârsta cuprinsă între 56 și 70 de ani și puțin peste 10% reprezintă electoratul cu vârstă de peste 71 de ani. O mobilizare pe toate aceste secvențe de vârstă, ceea ce ne demonstrează gătința, determinarea cetățenilor noștri de a contribui la dirijarea treburilor
publice de a interveni în procesul, în acest proces. Așa e necesară, așa e tendința actuală, că trebuie numai decât să spun și despre componența de gen. E normal, e firesc și e foarte bine. Astfel, din toți alegătorii, ca de obicei, 54% și 33% sunt doamne și domnișoare, 45-67% sunt bărbați. Doresc să mai amintesc despre o mobilizare exemplară, aș zice eu, pentru prima dată în Republica Moldova, un număr atât de impunător au votat în peste hotarele țării, alegătorii care s-au fix, s-au stabilit cu traiul, fie că își asigură bucata de pâine peste hotarele țării. Astfel, în 139 secții de votare și-au realizat dreptul la vot 260.079 de alegători, cei ce reprezintă, cum am zis, cel mai mare număr din la organizarea secțiilor de votare peste hotare. Aici însă trebuie să vorbim și despre pilula aceasta amară, despre multe nemulțumiri. Și pe bună dreptate sunt aceste nemulțumiri ale alegătorilor din străinătate care nu au putut să-și manifeste dreptul constituțional. Chiar dacă ar fi fost un singur alegător, această situație, această problemă ar trebui și trebuie să ne determine să întreprindem măsurile necesare ca pentru viitor să nu se mai repete asemenea situații. Noi am avut situații complicate la scrutinile precedente, inclusiv scrutinul din 2016, dar și anterior, când concetățenii noștri au votat pe foi de hârtie în loc de buletini. S-au întreprins anumite măsuri, trebuie să recunoaște. Am ajuns la 5.000 de buletini. Dar iată că și acest număr care tuturor ne părea de neatins, că nu se va epuiza, iată că s-a epuizat. Avem, așa cum am spus, 7 secții de votare în care, cu mult timp înainte de finalizarea procesului de vot, numărul de buletini a fost epuizat. Cred că una din primele acțiuni ale Comisiei Electorale Centrale, și asta e opinia mea personală, ca simplu membru al Comisiei Electorale Centrale, colegii mă vor susține sau ba, trebuie să analizăm activitatea acestor 7 secții de votare, 7 birouri, cum de-au izbutit acești oameni să asigure dreptul la vot la un număr de 5.000. Imaginați-vă, asta înseamnă aproape 450 de persoane în fiecare oră. Și atunci când vezi rânduri enorme, există o presiune fizică pur și simplu, că trebuie să fii foarte organizat, dar și o presiune psihologică destul de importantă. Și eu consider că trebuie să analizăm foarte atent experiența acestor concetățeni de-ai noștri, să le solicităm informații, să invităm dacă trebuie și să discutăm cu ei ca să putem să ne dumirim și să organizăm pentru viitor noi sau cei care vor veni după noi să organizăm procesul în așa fel ca să nu avem problemele despre care vorbesc eu acum și care au fost semnalate prin multiple petiții de către concetățenii care au fost privați de dreptul de a-și exercita drept, votul. Așa cum vedeți pe monitoare, deci, practic, au mai rămas 2 secții de votare, tocmai cele despre care am pomenit din Seattle și Sacramento. Cred că deja una mi se comunică, mă ajută colegii. Cred că în câteva timp, câteva minute sau zeci de minute, va fi finalizat întreg procesul. Cifrele se pare că sunt clare, cifrele preliminare,
Deci pentru concurentul electoral, Maia Sandu, au votat peste 941.000 de alegători sau 57,71% și pentru concurentul independent, Igor Dodon, au votat peste 690.000 de alegători, ceea ce reprezintă 43,29%. Menționez aici că codul electoral prevede că este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în al doilea tur de scrutin. Aceste informații, însă trebuie de menționat, poartă un caracter preliminar, deoarece au fost acumulate în baza informațiilor digitale care au parvenit de la birourile electorale ale secțiilor de votare. Așa cum am menționat de la bun început, deci materialele care vor veni în adresa Comisiei Electorale și deja procesul s-a început, raionul Șoldănești deja prezintă procesele verbale pe suport de hârtie către Comisia Electorală Centrală. La orele 12 avem următoarele două circumscripții electorale și pe parcursul zilei de astăzi și mâine, conform unui grafic bine stabilit, cu participarea membrilor Comisiei Electorale Centrale și a aparatului Comisiei, deci vor fi recepționate toate materialele din toate secțiile de votare. Și doar atunci vom putea totaliza rezultatele și Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 5 zile pentru întocmirea unui proces verbal de totalizare. Ulterior, în termen de 3 zile de la data semnării acestui proces verbal, prezentăm Curții Constituționale un raport privind rezultatele scrutinului prezidențial. Bineînțeles, politologii, sociologii, experții vor analiza aceste rezultate, votul care a fost dat de către cetățenii noștri unui sau altui concurent electoral. Treaba Comisiei Electorale Centrale însă este ca noi să analizăm foarte minuțios deficiențele care au fost admise de către noi, Comisia Electorală Centrală, de către organele ierarhic inferioare, de către toți funcționarii electorali, de către organele care au fost solicitate de către Comisia Electorală Centrală să asigure bună desfășurare a alegerilor, zic să examinăm toate sesizările care au fost fixate de către Ministerul Afacerilor Interne și este un număr impunător, așa cum am fost informați, deci au fost înregistrate 324 de sesizări despre diferite încălcări, incidente și alte acțiuni privind desfășurarea activității electorale. Cazuri de agitație electorală în preziua și în ziua alegerilor, cazuri de blocare a traseilor, incidente cu buletine de vot și așa mai departe și așa mai departe. De asemenea, trebuie să examinăm toate incidentele care au fost raportate de către cei circa 2400 de observatori naționali și internaționali. Evident că trebuie să analizăm observațiile alegătorilor care au fost exprimate fie prin linia de apel susținută de către Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă, fie pe rețelele de socializare și să nu ne fie teamă, să nu ne fie jenă că poate unele din aceste observații au o tentă mai personală, să nu ne deranjeze, fiindcă oamenii și-au exprimat durerea, și-au exprimat nemulțumirea față de aceste deficiențe. Și sarcina noastră este să le analizăm, să întreprindem toate măsurile pentru lichidarea acestor probleme. Iar probleme sunt, vorbeam cu o săptămână în urmă, cu partenerii noștri de dezvoltare despre lecțiile care trebuie de învățat. Și trebuie de învățat. Noi și în acest scrutin electoral am intrat cu stângul
Am pășit cu stângul, deoarece legislația electorală a câta oară nu a fost modificată așa cum a cerut Comisia Electorală Centrală, cum a cerut societatea civilă și multiple probleme cu care ne-am confruntat în aceste zile, sunt tocmai urmarea acestor modificări neadoptate. Mă refer aici la examinarea contestațiilor, sesizărilor și poate aceste bâlbâieli, ca să nu găsesc acum un cuvânt mai aproape, privitor la examinarea și sesizărilor și contestațiilor din partea Comisiei Electorale Centrale și a organelor electorale inferioare. Deci, își au rădăcinile în această situație. Evident că trebuie să ne lămurim cu listele electorale. Și ieri am văzut și imagini la televiziune și am avut adresări ale cetățenilor. Ne-au trimis chiar aici, în Comisia Electorală Centrală, unii cetățeni, copiile certificatelor de deces ale rudelor. Uite, de 20 de ani se mai regăsește în listă. Probabil că este și vina noastră, dar ar trebui cu toții, toată societatea să odată și odată să lichidăm acest neajuns. Eu, nu o singură dată, atunci când erau înregistrați cei 8 concurenți electorali, am adresat întrebări de acum de se regăsesc cetățeni decedați în listele de subscripții făcute acum recent. Deci este o problemă. Societatea o sesizează, dar cu părere de rău, nici noi, nici cetățenii nu întreprindem toate măsurile care urmează să fie întreprinse. Și multe altele. Eu aș putea continua șirul acestor probleme. Colegii mei, de la Vlădică și până la Opincă, cunosc aceste probleme, cunosc situațiile la care eu mă refer și acum este foarte important ca noi, în perioada care ne-a rămas, celor din Comisia Electorală Centrală, în acest răstimp pe care nu mai avem la dispoziție, să întreprindem toate măsurile și poate cu ajutorul societății civile, să facem anumite presiuni pe legiuitori ca în sfârșit toate propunerile care au fost examinate, au fost analizate de modificarea codului electoral, în sfârșit să fie adoptate. S-ar putea ca părerea mea, am zis că pe final, aceasta e părerea mea personală, să nu coincidă întru totul sau poate deloc să nu coincidă cu părerea colegilor mei. Dar cred că trebuie aceste lucruri de spus în așa fel ca să putem să le lichidăm. Recunoaștem că sunt probleme și trebuie să găsim soluționarea acestora. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă colegul Gaftor dorește, poate să intervină. Văd că mai este un coleg în regim online. Dacă dorește să intervină, de asemenea, are posibilitatea să o facă. Vă rog, domnul Gaston. Nu aveți, da? Deci nu văd manifestări din partea altor colegi. Atunci, eu vă mulțumesc pentru participare. Dacă sunt întrebări, sunt gata să le răspund. Dacă nu acum, în regim așa mai unul la unul sau cum doriți dumneavoastră, pentru a elucida anumite chestiuni care poate încă nu vă sunt clare. Vă mulțumesc! Ну, я так полагаю, что цифры вообще-то не переводятся, поскольку... Значит, я полагаю, что цифры сложно перевести, но попытаюсь. Значит, у нас 2143 избирательных участка. Из них... Сейчас просто надо реактуализировать. Фашист, ворог, реактуализировать. Значит, из них... представили данные 2042 участка, еще один участок из Сакраменто или из Сиэтла, кто не представил? Домну Корнел, ну конечно. Дальше.
И получается, значит, всего проголосовало, без учета этого последнего избирательного участка, проголосовало 1 632 755 избирателей. Из них 57,74% отдали свои голоса за кандидата Майя Санду, и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игорь Дадон. Это предварительные данные, я это должен сказать на русском языке, чтобы вы и те коллеги ваши, которые, может, не поняли. Это предварительные данные, это данные, собранные посредством, при участии нашей автоматизированной системы СИАС-Алежир, но окончательные данные будут подытожены на основании данных на бумажной основе, на основании протоколов, которые будут предоставлены Центральной избирательной комиссии. Этот процесс начался. Одна избирательная комиссия территориальная уже предоставила эти данные. Сегодня и завтра, согласно графику, будут приезжать сюда все остальные территориальные комиссии окружные и предоставить свои данные. Мы подытожим их в течение 5 дней. Мы должны составить общий протокол итогов голосования и в течение 3 дней после этого обязаны предоставить результаты голосования в Конституционный суд Республики Молдова, который имеет в своем распоряжении еще 10 дней, если мне память не изменяет, для того, чтобы принять окончательное решение по итогам голосования на за президента Республики Молдова. Да. Да. Значит, Сакраменто еще, вот мне подсказывают мои коллеги, Сакраменто еще не предоставили, но я думаю, что в течение максимум получаса, часа будет и это. Но в любом случае этот протокол никак не может изменить предварительные данные. Vă mulțumesc și eu, o zi bună în continuare.